A existat Isus din Nazaret sau totul este doar un mit? Nici o persoană din istorie nu a avut impactul pe care Isus l-a avut asupra omenirii întregi. Despre el s-au scris milioane de cărți și adepții lui sunt în toată lumea. Dar oare este el real? Isus Hristos se află în același timp între cele mai bazocurite persoane din istorie, dar este și cea mai iubită persoană din istorie. Din dragoste pentru el, nenumărați oameni și-au dat viețile, au fost torturați, arși, lipsiți de libertate, de toate, de toate, de toate, dar având un singur lucru, un atașament de neclintit față de persoana sa, față de persoana lui Isus Hristos. Timpul nostru este împărțit înainte și după Hristos și omenirea întreagă a fost răscolită de doar două evenimente nesemnificative la vremea aceea, moartea și învierea lui. Dacă Isus din Nazaret nu a existat cu adevărat, atunci creștinismul adevărat este cea mai mare minciună a omenirii. Însă, dacă a existat Isus, nimic nu mai poate să fie la fel în viețile noastre. Nu cred că există vreun ateu care să nege că, de exemplu, Alexandru cel Mare, Platon sau Socrate, Aristotel au existat vreodată, dar existența lui Isus din Nazaret este negată. Deși pentru toți există dovezi istorice ample. Dar totuși care sunt până la urmă dovezile palpabile ale existenței lui Isus din Nazaret. Cel mai bun lucru care se poate face pentru a dovedi dacă o persoană istorică a existat, este să se prezinte argumentele și dovezile istorice, iar cititorul, ascultătorul sau cel care vizionează acest clip, de exemplu, va decide dacă argumentele și dovezile sunt suficiente. Acest procedeu este urmat în cazul tuturor persoanelor istorice pe care le cunoaștem. Paradoxul este că Oamenii nu au nicio problemă să creadă că aceștia au existat. Dar când vine vorba de Isus, oamenii aplică un alt standard. Deși dovezile sunt pentru existența lui Platon și Aristotel în formă scrisă și oamenii nu au nicio problemă cu asta, când vine vorba să se aplice același standarde și lui Isus, mulți oameni nu acceptă dovezile. Putem dovedi că Platon sau Socrate au existat. Dar tot ce avem pentru unii dintre ei sunt manuscrise antice care menționează numele lor și care pretind că sunt copii ale copiilor, ale altor copii și tot așa ale scrierilor lor. Totuși, mulți oameni nu au probleme să creadă că ei au existat. În schimb, când este vorba de Isus Hristos, lucrurile se schimbă brusc. Nu am întâlnit niciodată un ateu care să nege că Platon sau Socrate au existat vreodată, dar pe Isus îl atacă negându-i existența ca persoană istorică. Și poate vă întrebați de ce acest lucru. Pe păi simplu. Dacă ai crede sau nu că Platon sau Socrate, Aristotel sau alții, Alexandru cel Mare, cel Bun au existat, nu ți va influența cu nimic viața. Este o alegere neutră. Însă știi că dacă vei crede în existența lui Isus, vei avea de-a face cu ceea ce a spus și a făcut el. Dacă tu crezi că Platon a existat, nu ți va afecta viața. Dacă vei crede Că a existat Isus, situația se cam schimbă. Ajungem la moralitate, ajungem la păcat, ajungem la judecată. Dar, întorcându-ne la subiect, care sunt dovezile? Dovezile manuscriselor Noului Testament. Este normal ca niște documente creștine să ateste existența Dumnezeului creștinilor, adică Isus Hristos. Întrebarea este, sunt aceste documente de încredere, ca și sursă istorică? Dacă nu am luat în considerare documentele Noului Testament ca fiind istorice, doar pentru că sunt scrise de creștini, atunci nu ar trebui să luăm în considerare nici istoria românilor scrisă de juvară sau de alt român. Ar trebui să ne bazăm doar pe scrierile străine. Dar nu facem așa, corect? Atunci, cu Isus, de ce procedăm în felul ăsta? Documentele creștine care atestă existența lui sunt cele patru evanghelii, după Matei, Marco, Luca și Ioan. Și epistolele scrise de cei care spun că au umblat alături de el, romani, corinteni, galanteni și așa mai departe. Totuși, unii spun că aceste documente nu sunt de încredere deoarece au fost scrise la un timp îndelungat de la moartea lui. În primul rând, documentele Noului Testament au fost scrise la scurt timp după viața lui Isus. El a murit în jurul anului 33 după Hristos. Faptele Apostolilor, de exemplu, este o carte istorică a Bisericii Primare și ea nu menționează distrugerea Ierusalimului din anul 70 după Hristos. De ce un astfel de eveniment foarte important nu ar fi menționat într-o carte care se ocupă tocmai cu astfel de evenimente importante? Răspunsul logic este că a fost scris înainte de 70 după Hristos. Acest lucru este foarte important deoarece Luca a scris cartea Faptele Apostolilor și tot el a scris și Evanghelia după Luca, poate că în jurul anului 50 după Hristos. Marco a scris chiar mai devreme de atât, poate 45 după Hristos, iar Iisus a fost răstignit în anul 33 după Hristos. Asta înseamnă că după aproape 12 ani a fost scrisă prima carte despre viața lui mii de manuscrise ale Noului Testament au fost descoperite și comparate de arheologi, iar rezultatul a fost că documentele Noului Testament sunt mai bine de 99,5% pure. Asta înseamnă că numai o jumătate din 1% din copii, peste 5.000 la număr, au diferențe de text în ele după ce au fost copiate greșit de multe ori. Acest lucru este incredibil și este mult mai precis decât orice document de la Platon, Socrate, Aristotel și așa mai departe. Dacă nu am crede că Isus din Nazaret este real, atunci va trebui să aruncăm la gunoi bună parte din istoria antichității. Dovezile istorice, palpabile și care se pot verifica, sunt extrem de puternice și arată că a existat cu adevărat Isus din Nazaret. Noul Testament are de departe cele mai timpurii copii, perioada dintre evenimentele istorice și manuscrisul care consemnează acele evenimente și de departe cele mai multe copii dintre absolut toate manuscrisele antice. Cu alte cuvinte, dacă Isus nu a existat ca o persoană istorică, nu am putea fi sigur de existența niciunei alte persoane din antichitate, de la care avem dovezi scrise, nu? Dar hai să vedem dovezile istorice necreștine. Am observat că dovezile istorice creștine sunt mai mult decât suficiente pentru a demonstra că a existat Isus. Însă, cum rămâne cu dovezile din surse necreștine? Sunt chiar foarte mulți autori care îl menționează pe Iisus din Nazaret. Fiți atenți câteva exemple dintre cele mai credibile. Talus, 52 după Hristos. Talus este probabil cel mai timpuriu scriitor necreștin care îl menționează pe Iisus. Deși scrierile lui nu mai există, Iulius Africanul, care a scris în jurul anului 221 după Hristos, îl citează pe Talus care încercase să explice întunericul care s-a petrecut în momentul răstignirii lui Iisus din Nazaret. În toată lumea a apărut un întuneric înfricoșător și stâncile au fost despicate de un cutremur și multe locuri din Iudea și zone alăturate au fost doborâte. Acest întuneric este menționat de Talus în a treia carte a istoriei lui și pare să fi fost o eclipsă de soare. Iulius Africanul, cronografie 18.1. Biblia menționează acest eveniment. Luca 27, versetele 43-51 de la ceasul al șaselea până la ceasul al noulea s-a făcut întuneric peste toată țara. Și îndată perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat. Mai departe. Tacitus, 56, 120 după Hristos. Cornelius Tacitus a fost cunoscut pentru analiza și examinarea documentelor istorice și este printre cei mai de încredere istorici antici. El era un senator sub împăratul Vespasian și de asemenea a fost proconsul în Asia. În scrierea sa, Anarele, din 116 după Hristos, el descrie răspunsul împăratului Nero cu privire la Marele Foc din Roma, unde Nero îi învinuia pe creștini că au dat foc Romei. Citez. Drept urmare, pentru a scăpa de învinuire, Nero a învinuit și a torturat într-un mod barbar o anumită grupare de oameni urâți pentru spurcăciunile lor, cei care sunt numiți creștini de către populație. Hristos, de unde și ei numele, a suferit pedeapsa cu moartea în timpul domniei lui Tiberius în mâinile procuratorului nostru Pilat din Pont și o superstiție foarte dăunătoare înăbușită în acest moment a izbucnit din nou nu numai în ideea prima sursă a răului, dar și în Roma unde toate lucrurile odioase și rușinoase din toate colțurile lumii își găsesc locul și devin populare. Am încheiat citatul. În această scriere, Tacitus confirmă câteva dintre elementele istorice ale Bibliei. Iisus Hristos a trăit în Iudeea, a fost răstignit sub Pilat din pont și avea urmași care au fost persecutați pentru credința lor creștină. Cam asta spunea Tacitus despre Hristos. Mai departe, Marabar Separion, 70 după Hristos, Cândva după anul 70 după Hristos, un filozof sirian pe numele Marabar Serapion a scris ceva pentru încurajarea fiului său și a comparat viața și persecuțiile lui Iisus Hristos cu cele ale altor filozofi care au fost persecutați pentru ideile lor. Faptul că Isus este cunoscut ca fiind o persoană reală care exercita o asemenea influență este foarte important. Marabar Serapion se referă la Isus ca la regele înțelept. Și citez. Ce beneficiu au avut atenienii că l-au omorât pe Socrate? Foamete și ciuma au venit peste ei drept pedeapsă pentru crima lor. Sau oamenii din Samos pentru că l-au ars pe Pitagora. La un moment dat, țara lor a fost acoperită de nisip. Sau evrei că l-au omorât pe regele lor înțelept. După aceea, împărăția lor a fost distrusă. Dumnezeu s-a răzbunat pe acești oameni. Înțeleptul rege a trăit prin învățăturile oferite de el. Am încheiat citatul. Din această scriere putem înțelege mai multe despre Isus. A fost un om înțelept și influent care a murit pentru convingerile sale. Dar și că evrei conducători de la acea vreme au fost oarecum responsabili de moartea lui Isus. Urmașii lui Isus au adoptat învățăturile sale și au trăit potrivit cu ele. Mai departe, Plinii cel tânăr, 61-113 după Hristos, creștinii de la început au fost de asemenea descriși în istoria timpurie non-creștină. Citez iar. Ei, creștinii, au avut obiceiul să se întâlnească într-o anumită zi fixă înainte de lumină, unde cântau imnul lui Hristos ca unui Dumnezeu și se legau cu jurământ solemn, nu să facă fapte păcătoase, ci să nu comită niciodată înșelăciune, furt sau curvie, să nu mintă niciodată și să nu-și calce promisiunile. După care, era obiceiul lor să se despartă și să se reîntâlnească, să mănânce împreună mâncarea obișnuită și nevinovată. Am încheiat citatul. Această descriere timpurie a primilor creștini ne arată câteva lucruri. Primii creștini credeau că Isus era Dumnezeu. Ei aveau un cod moral înalt și acești urmași se întâlneau în mod regulat să se închine lui. Mai departe, Suetonius, 69-140 după Hristos. Suetonius a fost un istoric roman și un cronicar al casei imperiale sub împăratul Hadrian. Scrierile sare despre creștini descriu tratamentul lor sub împăratul Claudius, 41, 55 după Hristos. Citez. Deoarece evreii din Roma produceau tulburări constante din cauza că erau instigați de numele Hristos, el, Claudius, i-a alungat din cetatea Roma. Asta este scris în viața lui Claudius 25 cu 4. Această alungare a evreilor din Roma a avut loc în anul 49 după Hristos și acest lucru este menționat de Luca în faptele apostolilor 18 cu 2. Mergem și mai departe. Celsus, 175 după Hristos. Celsus era destul de împotrivitor la spusele evanghelilor, dar în critica lui a afirmat și a întărit, fără să știe, autorii biblici și scrierile lor. Scrierile lui Celsus sunt extensive și în ele face referire la 80 de citate biblice diferite, confirmând apariția lor în istoria timpurie. Pe lângă aceasta, el admite că minunile făcute de Iisus Hristos erau crezute în mod general în al doilea secol. Citez Iisus a venit dintr-un sat din Judea și era fiul unei iudaice sărace care își câștiga existența muncind cu mâinile ei. Mama lui a fost alungată de soțul ei care era tâmplar fiind găsită vinovată de curvie. Fiind alungată de soțul ei și umblând în disgrație, ea a născut pe Iisus. Iisus, fiind sărac, a fost angajat să meargă în Egipt. În timp ce era în Egipt, el a căpătat niște puteri magice cu care egiptenii se mândreau că le au. El s-a întors acasă, fiind foarte înălțat ca deține aceste puteri. Și în puterea lor a spus despre sine că este un Dumnezeu. Am încheiat citatul. În această descriere, deși el propune o alternativă la scrierile biblice cu privire la Isus, totuși aflăm câteva lucruri importante. Isus Hristos avea un tată pământesc care era tâmplar, poseda puteri miraculoase și spunea despre sine că e un Dumnezeu. Mai departe, Iosefus 37, 101 după Hristos. Iosefus a scris despre Isus mai multe decât alții în scrierea sa Antichitățile Evreilor în 93 după Hristos. El a fost martor ocular la multe dintre evenimentele care s-au petrecut în primul secol. Sub domnia împăratului roman Vespasian, Iosefus a scris istoria evreilor. Această istorie cuprinde trei pasaje despre creștini, un pasaj în care descrie moartea lui Ioan Botezătorul, unul în care descrie execuția lui Iacov, pe care îl descrie ca fratele lui Iisus Hristos și un pasaj final unde îl descrie pe Isus ca un om înțelept și ca Mesia. Deoarece există multe controverse întemeiate cu privire la scrierea lui Iosefus, se presupune că unii creștini au modificat scrierea lui. Vom examina doar un text reconstruit, competent, de unde au fost scoase eventualele adăugiri scrise de creștini. Și citez. În jurul acestui timp a trăit Isus, un om înțelept, pentru că era un făcător de minuni și era un învățător al poporului care îi accepta cu bucurie adevărul. El a câștigat de partea lui mulți evrei și mulți greci. Pilat, când a auzit că a fost acuzat de conducătorii noștri, l-a condamnat să fie răstignit. Până azi, grupul acesta de oameni care au fost numiți creștini după numele lui, nu a dispărut. Am încheiat citatul. Deși sunt multe alte scriere ale lui Iosefus, această scriere este de încredere în lumea academică și mai mult decât probabil este ceea ce Iosefus a scris. Din acest text am putut vedea că Iisus Hristos a trăit în Palestina, a fost un om înțelept și un învățător, a făcut minuni, a fost acuzat de iudei, a fost răstignit sub pilat din pont și a avut ucenici care se numeau creștini. Haideți să vedem și dovezile arheologice. Foarte multe persoane spun că nu există dovezi arheologice că Iisus a existat cu adevărat. Dar este însă rezonabil să ne așteptăm la asemenea dovezi? Până la urmă, omul, Isus din Nazaret, nu a fost un lider proeminent în acea vreme. El era un învățător care mergea prin iudea, care nu poseda nimic și care până la urmă a fost răzgândit de asemenea la mii de oameni în acea vreme. Oare romanii ar fi înregistrat moartea lui pe o statuie sau vreo inscripție? Cu siguranță. De fapt, dovezile arheologice evreiești din acea perioadă sunt foarte sărace. Au rămas rămășițele orașelor romane mari și inscripții cu conducătorii din acea vreme, Irod, Pilat și Festus. Au fost de asemenea evrei influenți precum Caiafa, dar aproape nimic nu poate fi găsit din viața oamenilor de rând. Și ar trebui să luăm în considerare și că în anul 70 după Hristos, Ierusalimul a fost distrus în mod complet de Titus și șansele de a găsi dovezi arheologice sunt foarte, 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 foarte mici. Și totuși, a fost găsit un osoar, un monument funerar, adică o cutie unde erau puse oasele celui decedat. Această practică a fost urmată într-o perioadă scurtă de timp, între anii 20 înainte de Hristos și anii 70 după Hristos, până a fost distrus Ierusalimul. Pe această cutie există o inscripție laterală pe care scrie Iacov, fiul lui Iosef, fratele lui Isus, în limba aramaică de atunci. Studii aprofundate, incluzând analizarea sub un microscop electronic, au demonstrat că înscrierea este autentică. Mai mult, într-un proces împotriva celui care deținea acest monument, doi dintre cei mai renumiți specialiști în paleografie, Andrew Lemer de la Sorbona și Ada Iardeni de la Universitatea din Ierusalim au declarat că inscripția este autentică. Dr. Andrew Lemer a concluzionat, citez, sunt mulțumit să raportez că în opinia mea este autentică și nu fals. Ada Iardeni a declarat că, citez, dacă asta este un fals, îmi dau demisia. Am încheiat citatul. În acea vreme, între anii 20 și 70 după Hristos, toate cele Trei nume erau comune, dar foarte rar era numit fratele celui decedat, numai dacă acel frate era foarte cunoscut. Având toate cele trei nume într-o relație așa cum este arătată și în Biblie, putem concluziona că există o foarte mare posibilitate ca acest monument să fie aparținul lui Iacov, cel menționat în Biblie. Dacă a existat Isus din Nazaret, nimic nu mai poate fi la fel. Dar oare sunt aceste dovezi suficiente pentru a demonstra că Isus din Nazaret a existat cu adevărat? Asta depinde de persoana care analizează dovezile. Dacă acea persoană este hotărâtă să nege existența lui, atunci aceste dovezi nu ar fi suficiente. Dar dacă o altă persoană ar ajunge la niște concluzii doar pe baza datelor istorice și fără să aibă presupoziții, atunci dovezile ar fi mai multe decât suficiente. Orice persoană sinceră va admite măcar că dovezile pentru existența lui Isus din Nazaret sunt destule pentru a te gândi a doua oară când negi faptul că el a existat. Și dacă a existat Isus într-adevăr, schimbă asta cu ceva lumea noastră, ne schimbă cu ceva pe noi, păi dacă a existat Iisus Hristos, te afli față în față cu ceea ce El a spus. Va trebui să recunoști că El, Iisus, este Dumnezeu. Iar asta va însemna că trebuie să te supui Lui. Și exact aceasta este lucrul pe care nu ni-l dorim. Întrebarea totuși rămâne. Sunt dovezile prezentate îndeajuns pentru măcar ai oferi puțină atenție celui care a schimbat cursul istoriei? Putem face asta prin citirea Sfintei Scripturii și Dumnezeu ne va da lumină să îl cunoaștem pe Cel care odinioară a fost Iisus din Nazaret, dar care acum este Mântuitorul tuturor celor care vin la El. Amin.